Ciu, că am mers pe canalul la apicultura de la Vâzla Est. Am început controlul la stupi. Nu i-am mai controlat de mult, vă dați seama. Pun telefonul jos ca să se vadă. Da. Se vede cât de cât ce lucrez. Controlăm de măci, puiet și în același timp luăm o ramă cu miere, dacă găsim, să ducem la... La ce, dragii mei? La roi. Bun. Asta, după structura lui, pare a nu fi avut matcă. Vedem dacă și-a făcut sau nu. Nu știu dacă scrie. Scrie, uite. Și scrie, nici nu m-am uitat pe capac. Scrie că la ultimul control nu a avut matcă. Am avut doi stupi anterior, care scria pe într-adevăr că n-au avut matcă, dar între timp și-au făcut și ouă. Deci pe modul nu e problema fecundării, dar ăsta nu știu de ce îmi dă senzație că nu are. Ce dată are? 19? Deci 19, deci dacă nu ouă, nu găsesc ou, nu are matcă. Și cel mai probabil nu, pentru că structura lui îmi arată că nu o are. Nu e nici o tragedie. Avem o matcă tânără. Scoate-o de acolo din lada aia. Cristi, să-i dăm matca tânără. Îi dăm o matcă tânără. Încercăm cu matca tânără. Dacă nu se rezolvă nici coaia, o să îi aducem uroi și o să îi aplicăm. Efectiv, așa am terminat povestea. Deci este un stup fără matcă. O să scot, uitați, rama aceasta. Nu știu dacă se vede. Ia să vedem dacă vedeți. Cristi aici filmează să vadă ce fac. Nu a fost ca pe butoane și acolo sunt toate butoanele. Bun, uitați, aici am o matcă. Vedeți? Și uitați cum le aplic eu. Asta este modalitatea prin care eu dau drumul la matci. Eu nu... Da, nu le țin izolate în cușcă sau nu știu ce. Nu, dragii mei. Eu le pun direct pe ramă. Rama o introduc în stup. Și restul e problema lui. Da? Scriem pe el că este fără matcă. Și atâta tot. Peste o săptămână îl urmărim. Să vedem ce s-a întâmplat cu matca respectivă. Da? Aici am mai avut, vedeți? Aici am mai avut unul de pe 25-5 a depistat. Asta a fost ultima dată când am verificat. Și acum am găsit ou și tot ce trebuie în el. O să mergem la stup. Uitați, aici am un alt stup. Da. O să vă arăt și situația stupilor noștri, pentru că mulți m-ați întrebat cum e cu ei, cum nu e. Eu vă arăt pe concret. Vreau să fac telefonul ăsta să stea, să vedem. Uitați că l-am făcut să stea. Dar să puteți să mă vedeți ce lucrez. Bun. Prima dată îi dăm puțin fum. Aceasta este o ramă eligibilă pentru roi. Da? Mulți m-ați întrebat cum hrănim noi roi. Uitați, dragii mei, așa hrănim. Luăm această ramă. Da? După ce fac verificarea, iau această ramă și o duc la roi. Dar prima dată îl verificăm. Să vedem cum stăm. Puiet larvar. E perfect. Deci este un stup fără probleme. Puiet, larvă. Avem și ceva întreținere. Da? Aduc și ceva nectar. Este suficient pentru această perioadă, având în vedere că tăiul nu este înflorit. Dar pentru noi este super bine, pentru că mărcile pontează bine. Apa. Aceasta este o ramă ouată complet. Da. Bun, nu are rost să-l mai caut, că nu am de ce. Pentru noi roirea s-a terminat de mult. Noi nu mai avem această problemă. Cel mult schimbarea liniștită să înceapă de acum. Dar nu roirea.
Asta este o ramă pe care o voi da la roi, am zis, da? Așa. Când o să pui telefonul. O să vă filmez și în ladă, să vedeți ce introducem noi în ladă. Uitați aici. Aici e lada cu bijuterii. Deci astea sunt rame pe care noi le ducem la roi. Stopii sunt în grafic, muscă este, este tot ce trebuie. În rest, o să mă mut la celălalt. Să vedeți. Un alt stop. Altă istorie. Hai da să vedem dacă pot să poziționez camera. Se pare că da. Să văd dacă pot și apropia. Perfect. Hai să vedem, stai aici sau nu stai. E mai greu cu statul. Deci am făcut toate, dar nu trebuie să stea. Iată așa, să încerc așa. Nu cred că mă vedeți. Cristi, ține de telefon că nu mă înțeleg cu el. Vezi, prins cam de margine. Ai butoanele acolo. Hai să vedem ce avem aici. Îi dăm un singur fum. Să anunțăm Albina că suntem noi prin zonă. Aceasta este din nou o ramă eligibilă pentru roi. Da? O lăsăm o deocamdată acolo. Și acum căutăm puiet. Asta ne interesează. Puiet, matcă, ou. Asta ne interesează. Mama a ieșit pe Albina după varoa. Vă spun sincer, nu am văzut până acum pe Albina varoa. Dar nu e exclus, să vedem, pentru că este perioada în care varoa apare. Da? Nu este nimic deocamdată. Deocamdată nu avem nimic. Da? Bun. Dar par o cuietă. E un grafic, cum zic eu. Bun. O să scot această ramă, cum iere. Să o dau la roi, așa cum spuneam. Asta este destinația ramei. Merge la roi. Bun. Trebuie să te introduci, sau dacă o să introduc o clăditoare. Frumos. Și am terminat povestea și cu acesta o să mă mut la altul aici. Mă mut aici, alt. Alt stop. Uf, am un afumător de, o să afum cu el carne. Mamă, când îl dau în stânga, când trebuie să-l dau în dreapta. Îi place la Cristi, e îndrăgostit de el și totdeauna îmi face fum în el ca să mă intoxice. Asta după structură pare un stup fără matcă. Nu știu dacă scrie pe caturi, dar nu putem spune nimic până când îl vedem. Ori și-a făcut-o, da, are matcă, dar eu cred că acesta a fost fără matcă cumva. Scrie ceva pe el, Cristi? Pentru că părea prea... Deci are matcă, are puiet, ia uitați ce puiet frumos are. Are minte.
de gagici nu-l întreb, că nu trebuie să aibă, mai aibă așa ceva. Aia a fost perioada în care a trebuit să aibă, cel puțin stupii mei. Da? Deci eu tot ceea ce spun, mă raportez strict la stupii mei, nu mă raportez la stupii altora. Aceasta este o ramă eligibilă. Ia uitați, pentru roi, e normal, ăsta merge la roi. Da? Nu la centrifugă, dragii mei. Nu, nu. La roi. Așa se hrănesc roii, că m-ați întrebat. Și cum hrănești roii? Că fără turte și fără sirop nu se poate. He-he. Mai dați voi multe turte și sirop, ca păi... Vedeți voi ce pățiți. Ah, n-am stup deschis. Da, deschis. Da? Așa se hrănesc zis și roi. Pentru că am văzut că aveți... Ia uitați ce fumegă ăla. Zici că e locomotivă. Deci ăla te afumă, fai de mine. Ia uitați ce tiraj are. Deci ăla e bun... Ăla e bun într-un de ăsta, cum se numește ăla? A fost doar fumătoare. Da? Bagi niște cârnați, bagi niște carne și ia uitați acolo. Ia uitați ce-i dă. Ah, vă distrez un pic. Ce să zic și eu. Bun. Îmi iau sculele de ucidere în masă. Aici le am. Alt stup, altă istorie. Hai să vă poziționez cumva camera. Să vedeți. Da? Să vedeți ce se întâmplă aici. Perfect, nu? Se vede? Bun. Sper să nu vă rupeți gâtul de la filmare, că țin telefonul în pozițiile în care mi se dă bine. Din nou o ramă eligibilă pentru roi. Da și nu. Pentru că are puietul acolo și roii sunt mai departe de mine. Nu ajung astăzi și atunci nu pot. Puiet, larvă. Havemus, papus. Larvă, ou, puiet. Deci clar că este un stup top. Top, top. Albină, judecați voi dacă este sau nu este. Nu trebuie să mai zic eu. Sunteți voi specialiști în așa ceva, în a sesiza probleme. Asta îmi place la YouTube. Automat până mai era la alternuștiați apicultură și cum sesizați o neregulă sau nu știu, o chestie așa, repede săriți. Băi, profesore, băi, ai grijă că la numărul cu tare, la filmarea, la minutul, la secunda, la... Și aici care e problema? Stupii tăi? Stupii mei, mă. La mine n-a fost cazul, dar am văzut la alți colegi. Eu sunt caz mai fericit, știți. Dar am văzut că vă cam place așa să vă aruncați pe sânge, așa când îl prindeți, știți. Place așa carnea în sânge. Cum prindeți pe unul, cum să-l executați. Zici că voi sunteți marii profesori a apiculturii. Da, mari profesori și cumpărați material genetic. Biologic și genetic și vă dați mari apicultori. Vă controlează unul și altul de pe internet stupinele, în loc să le controlați voi și după aia vin probleme. Da? Aveți probleme. Păi, normal că aveți probleme, dragii mei. Normal. Pentru că voi nu știți ce aveți în primul rând. Nici ăla care le face nu știe ce are și vă și spun de ce. Pentru că la le face în masă, pe la nu le interesează ce iasă. A? Și ascultați bine și băgați bine la cap ce vă spun. Pe cel care face măci nu îl interesează, pe ăla îl interesează să iei banii pe ele. Nu îl interesează ce se întâmplă cu ele. Și de foarte multe ori am văzut colegi cărora le sosesc măcile. Mă lăsați să mai continuu. Unele schilodite, altele părpădite, altele cu cicioarele rupte, altele cu... Ce vreți voi, da? Altele cu puiet văros. Nici nu s-apucă bine de ouat și deja...
Havemus puietus varotutus. Da. Bă, ăsta-i fumul ăla, șmecher. Mamă. Mi-a dat o gură de m-a spart de fum. Opa, a căzut și telefonul. S-a supărat pe el. Hop. Bagă clătitoarea acolo, Cristi. Introduc clătitoarea. Perfect. Am stul deschis, nu? Da. Da. Ia, unde era stupul? Aici. Bun, hai că vă pun iară camera așa să vedem dacă o dibuiesc. Trebuie să întorc iară telefonul. Nu știu cum va ieși filmarea asta. Că atâta m-am jucat cu el. Opa. Hai, stai să mă uit să văd. Să vede la asta, să nu filmez pe aici pietre și sau altceva. Stupul, vreau să vi-l filmez. Mă, nu știu dacă și pot. Ia să vedem acum. Încă o ramă. Nu, pentru că e o oată, sărăcie. Ce aici mai a venit asta? Nu i-am mai ajuns ramele? Surprinzător. Face și zgomot. Da? Hai de unde ești? Nu văd, ou. Face zgomot. Scrie ceva pe el? Cum că nu scrie nimic, a? Am impresia că e fără matcă dânsul. Însă am impresia că e șmecher. Da, o fi având tânără? Nu o fi având tânără? Puie, vă că mai are. Nu știu ce cu el, dar clar că nu are matcă. Nu are matcă. Bun. O să trecem în legea celor fără matcă. Asta este modulul care m-a luptat cel mai mult la roire. Da, uitați aici. Are matcă tânără. Uitați, vedeți? Nu știu dacă se vede pe cameră. Ia camera, te rog, să filmăm. Să vadă colegii. Vedeți? Bocile sunt roase. Pune lateral. Filmează în lateral. Așa. Uitați, bocile sunt roase. Da. Asta vă spuneam de Andrei la Ignatov. Vedeți? El făcea niște referiri în filmele lui la astfel de boci și spunea la astfel de măci. Și uitați, o vară practic că nu are dreptate. El spunea că atunci când albina roade mărcile pe lateral, e pentru că, nu, dragii mei, când albina roade mărcile pe lateral, da, a căzut matca jos, este pentru că stupul respectiv are matcă. Nu pentru că matca are o problemă în celulă. Dar asta o știe orice începător, apicultor, adică sunt lucruri bazice, da, uitați aici, da? Matca este moartă în celulă, vedeți, a scos-o moartă, da? Din cauza că el are matcă tânără. Din acest moment, din acest motiv, bocile sunt roase pe lateral. Nu ca să le dea drumul pe lateral. Da? Deci niciodată eu nu am văzut că albina se dea drumul la o matcă pe lateral. Nu, nu. Da. Eu din cauza asta vă spun că mie, ceea ce omul ăla spune, îmi dă multe lucruri cu minus. Uitați și aici am boci. Eu am dreptul și eu să selectez de la cine e bun, cine e și cine, uitați aici, da? Deci a scos el matca pe aici? Hai pe bune!
Uitați, matca este moartă deja, da? Și albina curăță. Da? Deci aici avem matcă tânără, trebuie doar să avem răbdare, să vedem dacă s-a fecundat sau nu. Este clar. Uitați, uitați aici, uitați pe lateral, Cristi. Ți-am să filmezi pe lateral, Cristi. Să întorci camera invers. Pune cu mâna cealaltă că nu ai control pe cameră. Așa. Uitați aici, este foarte important. Uitați, pe lateral. E ca să elibereze matca. Vezi ce arăt eu, Cristi? Da. Uitați, nu. E pentru că au omorât matca și atunci ele rod pe lateral. Ia uitați aici. O altă matcă. Matcă moartă. Uitați-o. Da? Pe lateral. Deci, vă rog mult. Când m-ați întrebat de el și l-am ascultat puțin, chiar dacă tipul se pare că știe, el are noțiuni, nu neg lucrul acesta. Problema e că nu are o sinteză și le cam amestecă. Da? Le cam amestecă. Nu ne-mi fumă de aici. Bun. Deci asta are matcă tânără. Va trebui să vedem ce va face cu ea și după care să vedem ce vom face noi cu ea. Bun. Hai să băgăm rama la loc. Hai să mergem mai departe. Am stup desfăcut. Ia uitați aici. Ia să vedem dacă cum se prezintă și acesta. Vezi ce nașpa e când ești limitat de tehnologie. Adică sunt limitat singur pentru că mi-a venit acel ham. Da, dar eu nu am fost. N-am avut cum să lase și curierul l-a luat și l-a dus înapoi de unde l-am comandat. Așa se întâmplă când nu ai timp. Da. Sunt și în zonă unde nu am semnal la telefon, nu poate să dea nimeni de mine. E dificil. E dificil. Când vreau eu să discut cu cineva, ies eu la semnal. Da. Deci nu mă poate găsi oricine, ci sunt nevoit să mă duc eu să mă găsească cineva. Bun. Aici avem o larvă puiet. Cam tot ce trebuie. Dragii mei, avem albină. Ia uitați-vă. Vă las pe voi să judecați. Da? Nu vă mai zic eu. Uitați-vă voi. Dacă este sau nu este chinesă. Că toți ați întrebat, băi, ce te faci tu că nu mai ai albine? Dragii mei, preocupați-vă de albinuțele voastre. Că așa cum v-am demonstrat și vă demonstrez în continuare, eu cam știu ceea ce fac. Da? Chiar dacă unora dintre voi vi se pare că nu prea, sau nu sunt concordanță cu ceea ce voi sunteți învățați sau ceea ce alții v-au învățat pe voi. Asta nu mai e problema mea, e problema strictă a voastră. Da, deci voi nu vă îngrijorați de mine, îngrijorați-vă de voi. Și dacă vreți și vă place ceva de la mine, luați acea parte care vă place. Da. Eu înduc stupi-top un sezon întreg. Da. Și vă arăt chestia asta. Da. Deci vă arăt fapte și nu doar vorbe. Uitați altul. Deci viau la rând, dragii mei, de pe modul, ați văzut? V-am luat modulul la rând. Nu v-am luat, băi, pe sărite, vă arăt numai ceea ce vreau eu. Nu, dragii mei, uitați, stupi la rând. Ia stați așa să scriu pe ăsta, că am uitat. Unde e markerul? Ioi, ce-a făcut Cristi acolo? Vai de mama mea. Hai, bă, Cristi, bă. Așa se întâmplă când e oboseală, când nu mai e concentrare.
așa se întâmplă. Ți-a plăcut cum a sunat, nu? Nu rămâne așa lucrurile, fără matcă. 20, doamne, 60, 06, 23. Are măcar ceva în magazinele alea? Da. Are, așa-i? Da. Ai cât albine ai zdrobit acolo. Un stup top, ați văzut? Alt stup, uitați aici. Asta se mai întâmplă și accidente, n-avem ce face. Am scris și pe ăla, ca să nu rămână lucrurile așa, am scris și pe ăla cu fără matcă, pentru că dacă nu scrii, rămân așa lucrurile și după aceea vă dați seama ce se întâmplă. Nu mai știu, nu mai am o evidență. Deci asta este stup top. Nici nu mai am ce să mai verific. Ou, larvă, puiet, tot ce trebuie, albină. Da? Nu mai am ce să-l mai deranjez. Eu nu deranjez stupii inutil, dragii mei. Aia faceți-o voi, ramă cu ramă. Când nu știi apicultură, faci chestia asta, iei ramă cu ramă și borfăiești până le iasă ochii. Eu nu am nevoie. Ați văzut și la controlele celelalte, mulți m-au criticat. Oh, că controlez numai o ramă, două, trei. Dragii mei, fiecare știe meseria lui și fiecare știe cât știe. Da? Nu e datoria mea să stau să-mi bag capul să vedem cât știți sau cât nu știți. Datoria voastră e să învățați, că aveți de la cine, dacă vreți să învățați sau să faceți ceea ce vedeți la mine. Dacă nu, eu nu o să fac ce faceți voi, stați liniștiți. Nu, pentru că... Hai să luăm rezultatele unora și rezultatele altora. Haideți să le comparăm puțin. Să vedem care, cum, ce face. Bun, avem un nou stup. Tot întorc la camera asta, da, de dau pe ea. Adu-mi o pere, Cristi. Să pun o perie aici pe camera asta, să vă dau din telefonul. Vă dați seama ce improvizație fac eu, perina, peria de, dar nu-l ține. Oh, stai așa că pun afumătorul ăsta, șmecher. Băi, da, ăsta arde și putregaiul, văd că, uf. Bun, sper să vadă, urmăresc să vadă. Zic, afumătorul ăsta arde și putregaiul, văd că ca lumea. Încă l-arde repede, tare. Trebuie realimentat sau nu știu ce-i face. Nu, ia uitați aici, albina. Avem sau nu avem chinez? Nu știu, voi spuneți, voi judecați. E top. Uitați-vă voi la voi în stupi și uitați-vă dacă aveți așa ceva. Cam cum stați cu puietul, cum stați cu albina. Luați-vă voi stupi la purecat și după care mă luați pe mine la întrebări. Puiet, larvă, ou, nectar, nu știu dacă se vede, am tot ce trebuie aici. Tot tacâmul. Nu mai umblu la el. Nu se merită. Adun celălalt fum, te rog. Că ăsta nici nu mai fumegă. Cristina. Ia. Să luăm această ramă, este de mare puiet pe ea sau nu are? Nu are. Iau și această ramă să o dau la roi. Bun. Uitați, cules picură din rame.
Sper că se vede. Deci avem și un pic de ciuguleală, cum zic eu. Bun. Bada, bada. Da. Ia uitați ce avem aici. Dă-mi, te rog, fumul. Ai grijă și la catul ăsta să nu mai zdrobești albina, că e mult, e mult albina. Și păcat de aia să o zdrobim, că nu o să merită. Dai cu peria acolo pe margine, da? Bun. O mut la alt stup. Ajunge spre capăt deja. Oh, e diferența la ei. Iar trebuie să întorc camera. Sau stați așa, că o pun pe partea asta, să nu mai întorc. Nu știu dacă... nu știu dacă se vede. Vedeți acolo? Da. Bun. Vedeți că scap telefonul jos în sărăcie? Ah, complicat. Nu știu, cred că renunț la mai filmat. Da, până nu... păi mai că sunt niște etape care vreau să vi le arăt, să înțelegeți anumite aspecte și altfel nu m-ar interesa să vă filmez, credeți-mă. Așa, suntem obosiți, suntem cum suntem. Vreau doar să vă arăt că multe mituri și multe chestii pe care voi le știați, unele sunt foarte vechi, altele sunt așa, iar unii mentori pe care voi ați avut v-au dat ce au vrut ei, cum au vrut ei și sub ce formă au vrut ei. Da? Nu vreau să discut aceste probleme și nici nu mă interesează. Dar nu veniți la mine să încercați să îmi implementați niște chestii despre care eu știu cum sunt. Nu numai eu știu, ci știe mult altă lume. Și voi încercați pe mine să mă convingeți. Nu puteți, dragii mei. Vă repet, privitor la acel tip care a făcut acele... Karnatov, o fi el bun, dar... s-a umplut lada, da? Bun, nu e nicio problemă. La... a, nu, mai încape lada, da, mă? Nu mai. Păi zi așa, băi. Zi așa, băi, Cristi, bă. O băgăm înapoi atunci. Atât avem, atât jucăm. Ce cu el, nu le scoatem afară degeaba. Da. Eu n-am știut că s-o umplu la, dar eu tot scot, știți. Eu sunt pe, așa, roboția. Bun. Vă mai arăt un stup și gata. Vă mai arăt stupul ăsta. Pentru că mi este greu să filmez, nu vreau să mai... da. Vedeți și voi în ce condiții. Dacă... vreți să înțelegeți, e bine, dacă nu, iar și bine, nu mai stau. O să-mi bat cap. Voi, bateți-vă voi. Voi. Eu doar am vrut să vă arăt că se poate. Suciți-vă gâtul, ce să vă fac? Dacă vreți să învățați ceva, suciți-vă gâtul, dacă nu, nu urmăriți. Că eu nu am ce să fac. Oricât de rău mi-ar părea, nu am ce să fac. Bun. Asta este un stup dat matcă tânără pe 19.05. Deci i-am dat matcă tânără. Acum întrebarea este dacă are sau nu are matcă. Dumneavoastră ce spuneți? Eu spun că are matcă. După structură, aranjare, albină, cât de liniștită este. Voi să vedem ce îmi ziceți. Da, te mai poți și înșela. Da, poate să fie besmetic. Da? Poate să fie... bezmetic, către întoriți, n-are de unde, că nu are matcă. Ia să vedem ce avem aici. De aici încolo vorbim de ou. Da, nu avem pe foiță, iar următoarea ramă ar trebui să vorbească dacă e sau nu e.
de aici în col, dar nu e pentru că ramele sunt grele. Deci avem de a face cu un stup fără matcă, care este pe punctul de a se bezmetici. Da? Ăsta este pe punctul de a se bezmetici, nu are matcă. La asta trebuie să-i aduc neapărat un roi cu matcă. Deci ăsta este fără matcă. Scriem pe el și se aduce un roi. I se dă un roi peste el. Și am terminat povestea. Să scrie o altă filă din istorie. Și următorul zice că e tot fără matcă. Vom vedea dacă s-a rezolvat sau nu. Bă, dar sunt grele caturile astea. Nu? Fără matcă cu caturi grele. Știți ce caturi grele are? Are albină. O să-i dau o matcă și o să vedeți ce fac din ea. Mamă! Ăsta zici că are două caturi de miere, băi, Cristi. Ce-i cu ăsta? Hă? Au! M-a luat cu tușitul. Am deschis un alt stup. Băi, dar ăsta are un cad de miere. Și numai cât l-am extras la salcâm. Și au găsit ăsta pe aici. O fi furat de la careva ceva. Băi, ești coț? Bă, asta cred că e un stup coț. Ăsta e un stup banditus. Nu, poate te și hotărăști de stai aici. Nu. Trebuie să pun un afumător. Ceva. Uitați pe el, ea șmechere. Dar nu, îmi trebuie ceva. Ceva nu mai greu. Dar să lasă asta până afumătorul. Pun afumătorul acolo. Deci ăsta a fost fără matcă. Ia să vedem ce avem aici. Avem matcă, avem puiet, avem valoare. Deci este puiet deja. Pe ramaia, ia să vedem aici. Mamă, ce de polen are. Mamă, mamă. Cum are ea puiet acolo, din coace, nu? Ce-o fi cu asta, băi? O sărit o ramă. Ia să vedem ce avem aici. Asta e ușoară. Aici avem ouă tot. Nu știu, interesant. O sărit ea o ramă. O prefera să bage polen. Ia uitați și de albină e. Dă un pic de fum aici, Cristi. Că nu mă înțeleg cu ea. De acolo în partea acolo mă trebuie să așa aici. Bun, date. Perfect. Să îi punem rama la loc. Și am terminat povestea și cu dânsul. Știm că are matcă. Asta mă interesa. Pe mine nu mă interesează altceva. Bun, dragii mei. Nu mai putem filma că nu ne permite nici condițiile. Dacă v-a plăcut, like. Dacă vă place, abonați-vă. Dacă nu, dezabonați-vă. Treaba voastră ce faceți. Nu e problema mea. Accept orice critică. Vară și un sac de cartofi, da? Trebuie să facem și de mâncare. Bun. Știți care e vorba mea la despărțire? Hai, scrieți acolo pe mesaje să vedem dacă mai știți care este vorba mea la despărțire. Toate cele bune și Dumnezeu cu noi. Până ne vedem.